Ediția din 19 aprilie a săptămânalului Lumina de Duminică al Patriarhiei Române este consacrată Duminicii a doua după Sfintele Paști sau a Sfântului Apostol Toma. Publicația se deschide cu un amplu material semnat de Elena Solunca Moise și intitulat Fără înviere, adevărul e învăluit în ceața îndoielii. Editorialul intitulat Toma și experiența personală a învierii poate fi citit la pagina a doua. Tot pe aceeași pagină puteți găsi și un material semnat de publicistul Dan Cârlea și intitulat Credința noastră cea de toate zilele. Degetul lui Toma a ajuns condeiul dreptei credințe. Se intitulează cel mai amplu material al acestei ediții semnat de preot profesor dr. Gheorghe Petraru, titularul disciplinei Misiologie și Ecumenism în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Despre documentarul intitulat Un Muzeu al Învierii pentru Cultura învierii, semnat de Costion Nicolescu, citiți pe larg la pagina 4 a, a publicației. Secțiunea spiritualitate din pagina 8 aduce în atenție nevoia de deschidere către celălalt atitudine ce ne va fi răsplătită printr-o îmbogățire propria a sensibilității sufletești. Aici puteți citi traducerea din franceză a unui fragment dintr-un articol apărut în revista Buisson Ardon de la Paris și semnat de Maica Magdalena de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul de la Essex, Anglia. Săptămânalul Patriarhiei Române poate fi citit și pe internet accesând adresa ziarolumina.ro.